Așa, dragilor, începem cu Cosmin în clasa 12-a. Și el îmi propune să facem o variantă de BAC. Cosmin o face. Și acolo, unde se sizează cu slăbiciune, ne ducem pe orizontală și discutăm mai multe chestii, da? Clasa 12-a. Adică dacă se sizează așa, atunci, păi, nu merge de motivul ăsta. Hai să vedem ce și cum. Da. Te rog. Într-o expresie, într-o progresie geometrică BN, în care... Deci, BN. În care el... Progresie geometrică. BN, cu N mai mare sau egal decât 1. Așa. Avem B1 egal cu 3. B1 egal cu 3. Și B3... Asta e spiritul 1, nu? Da, da. Și B3 egal cu 12. B3 egal cu 12. Să se determine pe 5. Cât? B5 egal cu 5. B5 egal cu 5 de bază. Dacă ai vreo idee. Păi termenul la progresia geometrică se află din B5 supra... Deci dacă ai simplu... Stai o secundă, dacă știți ce e o progresie geometrică. Deci nu putem să aruncăm o formulă decât dacă înțelegem fenomenul. Cred că este timpul să vorbim despre progresie. Nu? Să sesizăm chestia asta. Hai să discutăm un pic despre progresie. Progresie. Și aici avem două tipuri de progresie. Progresie 1. Progresia aritmetică. A, da? Progresie. Aritmetică. Da? Progresia aritmetică. Și 2. Progresie geometrică. Mai întâi să vedem ce înseamnă progresie aritmetică. Ce înseamnă că termenii unui șir sunt în progresie aritmetică. Deci șirul A e cu N mai mare val decât 1, progresie aritmetică, dacă și numai dacă, deci definiția, dacă și numai dacă, fiecare se obține din cel de față adunând ceva. Exemplu, am să dau aici un exemplu. Uite, 1, 3, 5, 7, 9, 11, sunt într-o progresie aritmetică, pentru că fiecare se obține din cel de față adunând o aceeași cantitate, 2. 5 se obține din 3, 3 plus 2. 7 din 5 plus 2 și mai departe. Deci, prin definiție, termenul și sunt în progresie aritmetică, dacă și mai dacă. Oricare e alienă, se obține din cel din fața sa, din a e minus 1, plus trație. Deci, se obține din cel din fața sa, generat din față, plus cantitatea anumită, rație. La progresie geometrică, BN în progresie geometrică, dacă și numai dacă, fiecare termen de el s-o țin din cel din fața asta, de el minus 1, ori Q. Deci e mulțit cu rația. Nu adunat. Deci ori. Vedeți? Aici s-a adunat. Aici e mulțit. S-a notat așa cu Q, dar ori rația, ori el. Ca să înțelegi tu, că aici s-a adună, din coace se mulțește. Exemplu. 1, 3, 9, 27, 81 și așa mai departe. Uite, 9 se obține din fața sa, înmulțit cu 3. 27 din 9, înmulțit cu 3. 81 din 27, înmulțit cu 3. Deci, vezi? Înmulțit. Progresie geometrică, asta ți-a. Progresia aritmetică, adună rația. Aici am adus la de rația 2, adică rația 3. Asta e definiția, deci,
acest lucru este esențial să înțelegi. La aritmetică asta face, știi, face emoții. Adunăm în timp așa emoții. Acum o să notăm definiție echivalentă. Definiție echivalentă. Adică, ce înseamnă definiție echivalentă? Ori îl dau pe asta, ori îl dau o altă, care e același lucru. Înseamnă așa, un termen al alergerea, un termen, uite, pe 7. 5 plus 9 pe 2. 7, 5 plus 9 pe 2. Tot 7, 3 plus 11 pe 2. Oricare lei este suma deciilor. 5 e 3 plus 7 pe 2. Tot 5 e 1 plus 9 pe 2. Deci, un termen al alergare este egal cu aer minus K adunat cu aer plus K. Deci, aer minus K adunat aer plus K, totul pe 2. Ce înseamnă aer minus K? M-am dus înapoi 2 pași. Da? Uite, numai unul poate să fie. 7 egal cu cel din față, aer minus 1 plus aer plus 1 pe 2. Sau 7 poate să fie aer minus 2 plus aer plus 2. Deci, ca ăsta depinde ordinul la care mă duc eu în spate și după aceea. La un pas sau doi pași. Asta e altă definiție. Ori pe asta o fac, ori pe asta. La unul la progresie geometrie, doi echivalenta, definiția echivalentă este asta. Când un termen oarecare, aer la pătrat, deci un termen oarecare, este ca un produs vecinilor. Uite, 9 la 2, cât face? 81. Egal cu 3 ori 27. Deci un termen la 2 este ca un produs vecinilor. Aer minus K. Ori aer plus K. Deci egal cu produsul vecinilor aflat la egal distanță de el. Deci aer egal cu aer minus K, dar cu aer plus K pe 2. Da, aer totul pe 2 acolo. Unde? La aer minus K, ori aer plus K. Atât, nu? Atât. Fără zonată. Eu l-am plătat aici. Da. Aer la pătrat e produsul vecinilor. Uite, mai iau un exemplu. Tot 9 la 9 e 1 ori 81. Da. Deci vecinii la egal distanță. M-am dus 2 pași în față, mă duc 2 pași după el. La fel, 27 înseamnă 9 ori 81. 27 la pătrat. Înseamnă 9 ori 81. Da? Ea este echivalentă cu asta. 1. Deci am făcut de definiția 1, 2, echivalenta asta, 3. Forma termenului general. Forma termenului, termenului general. Forma termenului general. Adică alien se obține din la distanță de 2. 3 ori 2, 6.
Deci din A1 la curat e în minus 1 rație. Deci A e de prea. Depinde al câtea vreau să fie rău. Al... Asta al câtea este ca ordine aici. Al 5-lea. 9, nu? 9 este al 5-lea. S-o ține din primul, din 1. Adunat câte rații? O rație este aici. Un spațiu al 2-lea, al 3-lea, al 4-lea. 4, 2, fac 8. Da? Asta e problema. Alienă se obține din anul ăla, dar pe el nu sunt rații. Din coeficient al IR-lea, am lătat cu BN aici, la BN să mergem. BN. BN și BN. BN se obține din B1 ori rația la n minus 1. Deci al n-lea se obține din B1 ori rația la n minus 1. Și a patra formulă este suma a n termen din progrese. S n egal cu a n plus a n ori cât sunt de fără ian, pe 2. Primul plus ultimul, ori cât sunt de, învăță la 2. Și 4 din coace, este suma termenilor progresie geometrică, este B1 mulțit cu 1 minus rația la ian, suprafă 1 minus ian. Deci este n egal cu B1, pe lângă 1 minus R la N, supra 1 minus R. Acestea sunt formulele pe care le reținem la progresia aritmetică, 4, și 4 la progresie geometrică. Întorcând la problema ta, avem așa. Avem o progresie geometrică, vezi? Se notează de regulă, ori spune cu mici, ori spune două puncte sus și două puncte jos cu o diminuță. Asta e progresie geometrică. Spune și lui BN, progresie geometrică. Spune BN, simbolul ăsta poți. Îmi trebuie, eu știu pe B1 și pe B3. Cu cine ar fi egală B3? Din formulă BN. Am format BN egal cu B1 ori rația la N minus 1. Deci BN egal cu B1, rația la N minus 1. Și pentru N egal cu 3 apare. Pentru N egal cu 3, eu știu pe B3. Din B3 este egal cu B1, ori rația la puterea cât? 3 scăzut 1, 2. Deci am particularizat. Fiindcă eu știu pe B3, l-am făcut pe N egal cu 3 și prin B3 egal cu B1, rația la 2. Ce înseamnă echivalent? B3, eu care este 12, este egal cu B1, 3, ori rația la 2. Adică cine este, nu știu, rația la 2. Ce înseamnă echivalent? Că rația la 2 este egal cu 12 împărțit la 3, 4. Adică rația egal cu plus minus 2. Deci sunt ca o ecuație gradul 2. Da. Rația egal cu plus minus 2. Și vedem acum, B5 trebuia să avem noi. B5 egal cu o formulă în obiect de cu 5. Egal cu 5, se vorbește. Păi B5 ar fi cu B4. Cum? A, cu B1, pardon. B1, ori? Ori rația la N-1. Adică cât este? Adică rația e 2. Nu mai e, ori rația la cât? A. Păi, dacă ai zis B5, bine, l-am făcut cât acum, dacă ai zis B5? 4. Cât? 4. Deci rația la 4. Dar a zis B5, N a fost 5, da? Da. Și vine B1, rația la 4, la 5 minus 1, 4. Echivalent.
A zice B5 egal cu B1 și da, I3. 3. Ordinația 2. 2 la 4. 2 la 4. Și egal cu 3. Ori 2 la 4, cât este? 16. Care face 3 ori 6 ori 18. 3 ori 3 ori 4. 4 și 8. B5. Sau, o altă variantă la B5, ar fi acela în care folosim pe el cât este? Minus 2. Deci egal cu minus 2. Bară cu 3. 3 este la 3, ori minus 2 la 4. 3 ori minus 2 la 4. Și face 3. Ori minus 2. Minus 2 la 4 e 16. 16. Face 48. Concluzia este asta, că B5, în condiții de problemă, are două exprimări. Ori 48, de fapt, este 48 pentru că s-a întâmplat să fie minus 2 la 4, minus 2 la 4, face plus. Deci, și într-un caz și în altul, B5 este tot timpul 48 la 5. Ia spune, tu cât este B7? B7 egal cu? Egal cu B1. Da. Ori rația la 6. La 6. Și egal cu B1. Egal cu B1, ori B1 știm, 3. Da, deci 3 ori. 3 ori rația e 2. Așa. La 2 la 6. 2 la 6. Și egal cu 3 ori 2 la 6. Păi 2 la 4 în 16, 2 la 5 în 32. 32 și 32 ori 2. 64. 64. Ori 64. 64. 3 ori 4, 12. 3 ori 6, 18 și 1, 19. Ori 192. Iată că am aflat pe B la 7. Deci trebuie știută formula termenului general. Bn. Egal cu B1, ori N la N minus 1. Pe B1 o știam, dar nu știam rația. Iar pentru asta, fiindcă dă pe 1 și pe 3, am înlocuit în relații, am văzut o ecuație gradul 2 în iar, am găsit cele două valori și ne-am dus pe o formulă și am aflat pe 5. Fiindcă știam și pe el, știam și pe B1, ne-a făcut un simplu înlocuire și am considerat cât este valoarea lui B7. Dar dacă ți-aș spune să aflăm suma a 10 termeni, este indice, este indice 10, ar fi egal cu suma a 10 termeni, adică... Este N din formula A, A1 plus AN... Păi este la progresia aritmetică. A, pe 1 ori 1 minus... 1 minus rația la el, suma 1 minus rația. Deci va veni B1, schimb și eu cum am acolat, B1, înmulți 1 minus R la R, supra 1 minus R. Și în altul, B1 îl știm? Băi, este 3. Da. Să vedeți. Înmulți cu 1 minus rația. Cât e rația? Păi am aflat-o, e 2. Nu? Deci este 2 la puterea. Cât este el în care nostru? 10. 2 la 10. Supra 1 minus 2. Și egal cu 3. Minuții cu 1 minus 2 la 10. 1 minus 2 cât este 1 minus 2? Minusul. Și minusul schimbă semnul termenilor de sus. Va fi egal cu 3. Pe lângă 2 la 10. Minusul. Pe lângă 2 la 10 ani, o sumă este suma celor 10 termeni. Este 10. Hai să mai vedem... Deci, este 10 egal cu 3 pe lângă 2 la 10 ani, minus 1, scuza. Este 12. Cu cine ar fi egal?
plus 12 ar fi egal cu 3 ori... 3 ori 1... Minus 2 la 12. Așa. Supra 1 minus 2. Și egal cu 1. 1 minus... 2 la 12. 3 ori 1. 3 ori 1 minus 2 la 12. Supra minus 1. Minusul ăsta schimbă semnul, va face 3 grădică, 2 la 13, minus 1. 3 grădică, 2 la 12, minus 1 este, este indice 12. Da? De acord. Asta este, este indice 12. Deci, ca să poți face subiectul 1, sau prima chestiune la subiectul 1, trebuia știut foarte bine ce era mai întâi o progresie geometrică. E vorba de termeni care se mulțesc. Da? Fiecare să auzim din cel de față înmulțit cu o cantitate în iterație. Forma echivalentă, suma și forma termenului general. Ție, în cazul de față, numai forma termenului general trebuia știut. Bn egal cu B1 ori iar mai e minus 1, că ție îți dădea și prin B3 și B1 din care a scos lația. Și pe urmă ar fi B5, locuiești pe M cu 5 și tot este rezolvat. Vezi, asta înseamnă la matematică. Da? Acum, tu zici, fac un test. Dar te uiți la el mult și bine dacă vă te duci în urmă. N-am vorbit de niște lucruri. Hai să ne lămurim. Da? Și eu ți-am pus în paralel cele patru formule la, de la progresie aritmetică și la progresie geometrică. Poate se demonstrează. Asta e definiția. Și asta se demonstrează pe baza acestea. Apoi, forma termenului general, iarăși, s-a tot adunat în sumulații. Și formula asta se demonstrează. Toate au la bază definiția. Zic e alt subiect de aici. Să se determine numărul real M, știind că x pătrat plus... Hai, dar ce nu? Citești așa? Am mosc, așa. Deci să se determine numărul real M, știind că x pătrat plus 4x plus M plus 6 mai mare ca 0, pentru orice x aparține lui el. Da. Deci, să se determine M real, zice problema, găsiți pe M real. Deci, să se determine M real, știind, x pătrat plus 4x plus 1 plus 6 mai mare ca 0. X pătrat plus 4x plus 1 plus 6 mai mare ca 0. Mai mare ca 0, oricare ar fi M real. Da. Dacă ai o idee. Din curiozitate.
Deci din tot subiectul, uite, de închipuiți că ți-ar fi dat la BAC, subiectul ăsta, și ce ai fi făcut tu? Ca să nu stăm pe loc, hai să ne întoarcem la povestea asta. Vezi tu, hai să vedem cum rezolvăm noi inecuații de gradul 2. Asta este o inecuație. Da? Inecuație de gradul 2. Deci dacă asta e de rezolvat inecuația următoare. X pătrat minus 5x plus 6 mai mare decât X. Cum o rezolvăm? Deci, cum rezolvăm inecuația x pătrat minus 5x plus 6? Deci anulăm mai întâi, da? O anulăm și găsim rădăcine și ce facem? Povestea este așa. Ce x să pun eu aici? Ca după înlocuire și găsim valoarea să fie pozitivă. Asta vrea să vedești. Deci a rezolvat x pătrat minus 5x plus 6 mai mare egal de 0. E ca și cum te întreba cine sunt acei x pe care dacă eu înlocuiesc să obțin numele pozitive. Nu a întâmplat așa, nu te gândi. De aceea poți să-ți închipui că această relație ar fi expresia unei funcții de gradul 2. Deci ne gândim că am avea funcția legii de corespondență, da? F de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. X pătrat minus 5x plus 6. F de fiind de prăier, cu valorul de iată, mai înmulțit de supărare din o funcție de gradul 2, e o funcție polinom, domeniul ființii mulțumesc tuturor numerelor alea. Și acum, prin funcția asta, dar x o valoare, x egal cu 1, rezultă y egal cu 5. F de 1, rezultă că imaginea, prin funcția asta, f de 1, ca imagine, este egal cu 1 la a doua, minus 5 ori 1, plus 6. Face 1 și cu 6, 7, minus 5, sunt. Deci imaginea prin funcția asta a lui 1, adică ce am făcut noi în practic? Lui 1, hai să facem un tabel de corespondență, x și au voie să fie la minus infinit la plus infinit. X și au voie să fie la minus infinit la plus infinit. După ce rețetă îi obținem pe y? După rețeta x, f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Nu? După asta. Rețeta asta. De acord? Da. Ei bine, și am constatat că lui 1 la un moment dat, dacă am dat valoarea, hai să zicem 0 este aici, dacă am dat 1, imaginea sau Y-ul pe care îl obținem nu este altul decât 2. Alt X, alt Y. Hai să vedem un altul. Dă-te un altul. 4. Pentru 4, 2, 3, 6, 4. Pentru 4, ce imagine? 16 și cu 6, 22, minus 20, tot 2, da? 22 minus 20, tot 2. Hai să dăm altă valoare. 2. Cât ar face? 4 minus 10 12. Deci ai zis 4 minus 10 4 și cu 6 fac 10. 10 minus 10? 0. Deci imaginea lui 2 este 0. Imaginea lui 3? De acolo? 9 minus
15, 6, 12. Cât? 12. Tot 0. Păi tot 0, da? Tot 0. Și așa constatăm că obținem numere pozitive, văd că. Dar dacă dăm 1 pe 2, 3 pe 2, chiar mijlocul între 2 și 3, ia să vedem cât face, este 3 pe 2. Este 3 pe 2, egal cu 9 pe 4, minus 5 ori 9, nu 9, 3 pe 2, și plus 6, și cred că este egal. 9 pe 4, minus 15 pe 2, plus 6, și egal cu? Facem 9, minus 30, 24 supra 4. Și face? 21 plus 24 face 3 pe 4. Deci, mai vedem încă o dată, dacă nu am greșit, deci am zis 9 pe 4, cu 3 pe 2 la pătrat. Da. Minus 5 ori 3 pe 2, plus 6, 9 pe 4, minus 15 pe 2, și plus 6. Și a făcut 9 minus 30, am aplicat 26 cu 4, da? Și face 6 pe 4, 24, și cu 9, 33, minus 30, face cât? 30. Face 3 pe 4. Deci, x pătrat minus 5x plus 6, trebuie să dea un mod negativ, nu știu, zicem de tot pozitiv. Deci, în 2 am făcut 0, ai zis 4 minus 10 plus 6, 0, în 3, 9 minus 15 plus 6, acest tot 0. Și acum trebuia în 3 pe 2, dar nu e 3 pe 2 aici, e 5 pe 2. Vezi? Că e 2 și ceva. Deci nu trebuia în 3 pe 2, ci în 5 pe 2. Hai să facem bine de 5 pe 2. Nu e greșit acolo, dar nu. În asta, în valoarea asta, mai trebuie să greșim. Cât face F de 5 pe 2? 25 pe 4. 25 pe 4, minus... Minus 5 ori... 25 pe 4. Minus 25 pe... Da. Nu, minus, minus 5 pe 2. 5 pe 2, dar 5 ori 5 pe 2. Ai, da. 25 ori... 2. 25 pe 2 plus 6. Și egal mai departe. 125 pe 4. De ce este 25? Dar simplificăm două. Ai, poți scădi. 25 pe 4. Da. Minus 125 pe 2. De unde 125? 5 ori... Deci, nu puteți greșit. E de 5 cu 4, e un numitor comun. Bun. Hai. Și egal cu 25 minus 50. 25 minus 50. Plus 24. Plus 24. Totul sunt la cam 4 și 4. Minus 25, minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Deci imaginea lui 5 pe 2 este
un număr negativ, minus 5 pe 4. Vezi? La momentul în care încep să dăruim spatea valoare, avem câte valori de dat? La minus infinit, la plus infinit. Obținem și valori pozitive, observăm noi pe aici 2, 0, da? Și valori negative. Și întrebarea este, care e zona în care se obține numai numere pozitive? De aceea, egalăm cu 0, ca să găsim cele două rădăcini, 2 și 3, și, facem un tabel de valori, punând, nu așa în fiecare punct, ci punând numai semnele. Ce fel de numere obținem? Da. Semnul funcției egale de schema asta, da? Deci, cum lucrăm mâine față de gradul, o scurtăm, deci lucrăm așa, anulăm de x pătrat minus 5 x plus 6 egal cu 0. X pătrat minus 5 x plus 6 egal cu 0. De unde găsim x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Facem un tabel de variață în semn. Zicem x și care vin la minus infinit la plus infinit. Și vorba de cui stabilim noi semnul x pătrat minus 5 x plus 6. Ei stabilim semnul. În dreptul lui 2 și la 3, la 2 și la 3, obținem 0 și 0. Da? 2 și la 3 obținem 0 și 0. Și atunci, încercăm să găsim, dăm o valoare, să zicem la minus și la 2, ce s-ar afla aici? S-ar afla 0, nu? Un x egal cu 0. Și când să vedem ce mai, ce fel de număr obținem după locuire? 0, minus 5, 0, 6, ce fel de număr? Pozitiv. Deci, pe aici obținem numere pozitive. Dar pe zona asta. Negative. Negative și după aceea și pozitiv. Și pe noi ne interesa ca x pătrat, x pătrat minus 5 x plus 6, după înlocuire, să obținem numere pozitive. Mai mare ca pe ca 0. Unde obținem mai mare ca 0? De la minus infinit la... Pentru x și la minus infinit până la 2. 2. Și de la 3 la 2. Deci dacă și numai 3x aparține la minus infinit la 2 x, că am avut și posibilitate de egal, reunit cu 3 la plus infinit. Deci observăm că în ecuația x pătrat minus 5x plus 6 la mare egal de 0, înseamnă x și la minus infinit la 2, reunit cu 3 plus infinit. Așa se rezolvă în ecuațiile de gradul 2. Deci, se atașează ecuația, se găsește rădăcini, se face toată treaba, se face semnul. Și, în final, citește în tabel exact cum te interesează. Dar, hai să mai facem o altă. Vreau să facem x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. X pătrat 1 mai mare egal cu 0. X pătrat plus x plus 1 mai mare egal cu 0. X pătrat plus x plus 1 egal, mai mare egal decât 0. Cum vă rezolvăm pe asta? Nu mai merge, nu o să mai merge. Mai... Nu am ce să fac. Să știi că tot pe asta aici nu am. Nu am eu de două. Păi eu știu, dar e din două niciunul, văd. O să lucrez eu și nu stai și te uiți așa la mine. Merge? Deci, cum o rezolvăm pe asta, apropo de modelul de mai sus? Ce facem? Păi eu rezolvăm. O egalăm cu 0, deci x pătrat x plus 1 egal cu 0. Delta egal cu x pătrat minus 4. Adică? Delta egal cu 1. 1. 1 minus 4, 1. 1 minus 4. 4, da. 4. Și egal cu? Minus 3. Minus 3 ăsta. Ce fel de număr este? Negativ. Mai indica 0. Dacă delta e negativ, ce fel de rădăcină o să avem? Complexă. Deci x1, 2.
Deci nu vorbim voi, afară, nu mai vorbim complex. Nu vedea că trebuie și taxa de alea. Că e cu timpul, nu știu ce, acolo, nu? Care ar fi rădăcine? Ar fi minus B plus minus radical din delta, adică I radical din 3, da? Ei bine, în condițiile astea, când fac tabelul de variație astea, X și la minus infinit, la plus infinit, da? Și eu mă ocup de semnul X pătrat plus X plus 1, deci X pătrat plus X plus 1, observ că mă, n-am ce mai pune aici, dar minus infinit la plus infinit, ca numere reale. Și atunci dau X o valoare la întâmplare, de regulă dau pe 0 ca să găsesc imaginea. Și când îl dau pe 0, vine 0 și 0 și 1, facem 1, ce fel de număr este 1? Pozitiv. Plus peste tot. Deci ce constatăm? Că X pătrat plus X plus 1, cum este tot timpul? Pozitiv. Pozitiv. Deci din tabelă, scrie din tabelă, vedem că X pătrat plus X plus 1 e mai mare decât 0. Ea este 0 undeva, nu? E strict mai mare decât 0. Chiar strict, niciodată nu este egal. Da? Strict mai mare decât 0. Indiferent ce îi voi pune. Indiferent ce îi spune. Deci, oricare ar fi X, aia. Vezi? Tot timpul este pozitiv, indiferent ce îi spune. Dar ce s-a întâmplat ca să întâmplă așa o minune? Deci, am avut baftă că delta e negativ. Și dacă delta e negativ, n-am rădăcini. Și n-am pus vectric aici. Ei, asta e povestea. Ca să pui peste tot plus, delta trebuie să fie negativ. Și pe ceva, A o să fie pozitiv, că pune peste tot procentual. Da. Așa că suntem pe modelul ăsta aici. Ca să pui pozitiv oricare ar fi X real, oricare ar fi X real, așa a fost format exercițiu, adică să pui plus, plus, plus peste tot, asta nu se mai rădăcini. Adică delta trebuie să fie negativ. Delta negativ și au pozitiv. Deci pentru funcția f de x, hai să zicem aici, f de x egal cu așa ceva, pentru f de x egal cu x pătrat plus 4, x plus f plus 6. F de x egal cu x pătrat plus 4, x plus f plus 6. Mai mare egal decât 0. Oricare ar fi x real, foarte important. Adică, indiferent ce X vei folosi, tot timpul să fie numere pozitive sau cel mult 0. Asta dacă și numai dată, delta e mai mic egal ca 0, ei pot să fie și stai și rădăcine acolo, delta mai mic egal ca 0, și A, cu exemplul X pătrat, A mai mare ca 0. Ei, aici e povestea. Deci, în cazul nostru, delta va fi, cum va fi, delta egal cu... Trebuie să spui tu fi delta. Adică 4, 16. 16, adică... B pătrat minus... Plus, 4 ori 1, 4. 4, adică... E plus 6. E plus 6. Și egal mai departe, scoatem un 4 factor și din 4 pe cântă. Rămâne aici. 4. 4. 4 plus... Minus... E... Plus 6. Minus 6. Da? Minus e minus 6. Și egal cu 4 pe cântă. Minus 2, minus e. Minus 2, minus e. Scoate un minus în factor și egal cu minus 4, pentru că e plus 2, da? Și cum trebuia să fie delta? Delta mai mic egal decât 0. Că așa trebuie să fie, nu? Delta mai mic egal decât 0. Echivalent. Cu cine e delta? De la delta. Cât este?
Minus 4, minus 4, pentru că e plus 2. Mai mic e cateta. Și cum dezvolte ecuația asta de gradul de este asta? Minus 4 e. Mulțim din nou, da? Da. Minus 4 e. Minus 4 e. Minus 8. Mai mic ca 0. Așa. Minus 4 e. Mai mic ca 8. Minus 4 e. Mai mic ca 8. E mic, mai mic decât 8 pe minus 4. E mai. Mai mic. E mai. Mare, că se schimbă sensul când împarți într-un număr negativ. Ai negul la inegalități, nu? Deci e mai mare egal decât 8 pe 4. 8 minus 8 pe 4. Echivalent, vă spune că e mai mare egal decât? E mai mare egal decât minus 2. Minus 2. Cum se traduce asta, echivalent? Cu e mai aparține. Dacă e mare ca minus 2? Eu aparține de la minus 2 la plus infinit. Aparține de la minus 2 la plus infinit. Deci, noi ce condiții? Delta trebuia să fie mai mică. Ca să punem peste tot plus, 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 plus. Delta trebuie să nu se oferă, adică ecuația asta mai e rădăcini. Adică delta să fie mai mic, egal de 0. Și asta e echivalent. În cazul lui Iisus Hristos, el aparține de la minus 2 la plus infinit. Și au trebuia să fie mai mare ca zero. Dar cine este au? Au este în cazul lui Iisus Hristos, cât este? 1. Care este mai mare ca zero? De acord? Și acum, răspuns pentru Iisus Hristos. X pătrat plus 4x plus y plus 6 e mai mare la decât 0. Dacă și numai dacă, e mai aparține numerelor de la minus 2 la plus 1. Terminat. Să ne convingem că am făcut o treabă bună. Dăm drumul un y de la minus 2 încolo, să nu-l oprilesc. Și vreau să facem semnul, dacă e adevărat sau nu. Zero. De la minus 2 acolo, zero, da? Deci, pentru el egal cu zero, rezultă că avem în ecuația x pătrat plus 4x plus 6, nu? Mai mare egal cu zero. Echivalent. Cum dezvoltăm noi în ecuația de gradul 2? Știm bine, am făcut mai devreme. Când avem de rost în ecuația de gradul 2, atașăm ecuația, deci o egalăm cu 0, și avem x pătrat plus 4x plus 6 egal cu 0. Adică, delta egal cu cine? Fie mai mic ca 0 când face semnul, cum o facem? Zicem, tabelul de variație a semnului, x și de la minus infinit, la plus infinit. Avem cum să trecem valoarea asta pe zona asta? Nu. Că dacă delta e negativ, rădăcinile sunt complexe. Deci nu pot să le trec. Și atunci rămâne doar x pătrat. Semnul va fi x pătrat plus 4x plus 6. Nu trec nimic. Dau cea mai de bune este valoarea 0. Să vedem ce imagine găsesc. 0, 0 și anume 6. Ce trebuie valoarea 6? Pozitiv. Deci plus, 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 plus peste tot. Plus, plus, peste tot. E adevărat că indiferent ce x dau, eu tot timpul obțin un număr pozitiv. Deci este o treabă deșteaptă. Asta când am luat noi un iem la altă frate. Ei altiem
La fel se întâmplă. În concluzie, a făcut un lucru foarte bun. Răspunsul corect la problemă este asta. Să se determine în acela, să se determine în creștere. După înlocuire, tot timpul asta să fie pozitiv. Adică ce va oferi corespondență, nu mai merg pozitive. Că ăsta era răspunsul corect. Sigur că putea să spun. E o funcție de gradul 2, de la mai mică la 0, la mai mare ca 0 și care e problemă? Nimic nu înțelege. De unde formulez, de ce s-a întâmplat? Iată ce am făcut aici, ca să înțelegeți tu și toți vizitatorii noștri. Sesizând la tine că e o slăbiciune și că tu ție nu ți-e plac deloc ce înseamnă pentru orice este alt. Nu m-am grăbit să dau aceste două condiții. Și mă luat un exemplu. Hai să văd dacă știți să rezumim ecuația de gradul 2. Și aici era o problemă. Și atunci am văzut-o pe ea ca o funcție de gradul 2. Care funcție înseamnă după legea asta? Devine pe el după lui Mier, n-am niciun pătit de supărare. Și eu nu doresc altceva decât să găsesc semn, adică să văd ce Y îmi oferă corespondența asta. Și am observat că sunt obțiri și Y pozitiv și Y negativ. Că am știut în zona Y negativ între 2 și 3. Și aici mi-a venit în minte, a, semnul e vorba. Semnul funcției de gradul 2. Cum facem? Anulă. Găsim rădăcini 2 și 3. Ne punem în tablă. Începem, vedem că zona de la minus infinit la plus infinit a fost împărțită minus infinit până în 2 și la 2, la 3 și la 3, încolo. Și îndată, de ce începând, zic cu starea, da, e clar. Pentru X și de aici, Y și care o să fie sunt pozitivi. Pentru X și de 2 și 3, Y sunt negativi. Pentru X și de la 3, încolo, Y și care o să fie pozitivi. Și pe mă interesa să fie cu mai mare care de 0. Răspuns corect. X pătrat minus 5 cu 6 nu pare egal cu 0, doar pentru X și de la minus infinit la 2, de la 3 plus infinit. Cu ocazia asta m-a atras atenția asupra modului în care se rezolvă inecuația de gradul 2. Deci, el au la bază semnul funcției pentru că înseamnă să vezi ce fel de Y obții. Și care sunt X și pentru care obții Y și ăștia pozitivi. Și răspunsul așa a fost, nu? De la minus infinit la minus 2, de la 2, cu 3 plus infinit. Am luat un alt exemplu. Ce mă fac cu x pătrat plus x plus 1? Că vreau să te aduc spre pentru orice x real, adică la un cap, la altul, la altul, sunt un plus. După ce am văzut cum se rezolvă, am dus la modelul ăsta, am mai încălat cu 0, am găsit că tot e negativ, am spus că am întrebat, mai putem noi trece în tabel valorile acestea? Nu. Și atunci când fac semnul, cum voi fi pentru x pătrat plus x plus 1? La minus infinit la plus infinit și dau o X-o formare, netrecând rădăcinile nefiind reale, n-am jos. Și atunci am valoare intermedia, obțin plus și plus peste tot. Asta era. Că întrebarea era, ce eu să pun încât să fie peste tot plus? Adică o situație de asta. Peste tot plus. Și am constatat că delta e aici. O chestie care trebuie să o zic, este că delta e negativ. Numai așa nu le mai trec rădăcile în tabel. Da? Și atunci am întors pe observația asta că delta e negativ. Ce bine ar fi să spun eu delta e negativ. Pentru ca să fie tot timpul pozitiv. Delta e negativ și au pozitiv aici, ca să pun coeficientul lui. Dacă au e pozitiv, știu ce înseamnă să pun peste tot. Plus. Și, odată stabilita asta, l-am aflat pe delta. Am văzut că e între mai mult de la minus 2 acolo. Și am răspuns că x pătrat plus 4, x plus 1 plus 6, mai mare decât 0, dacă e va aparține la minus 2 la plus infinit. Și ne-am convins că a făcut o treabă bună, că a luat un M din zona asta și când am făcut semnul, am văzut că e plus peste tot. Ce bine, am făcut un lucru corect. Cât dura în mod normal rezolvarea acestea, dacă știai? Păi, atât am vrea. Puneam condițiile, îl făceam pe delta și vedeam unii negativ și răspunsul rapid aici.
Nu toată ce am făcut aici. Tot ce am făcut aici ca să te poate conduce spre înțelegerea ieșiței. Da? Deci, într-o astfel de situație, colegii mei, dau așa. Pentru ca să fie așa, delta e mai mic ca zero și au pozitiv. Nimic nu înțeleg. De ce? De la o lecție la alta, lucrurile se acumulă. Saturnul și noi suntem, voi sunteți puși în situația să nu înțelegi nimic, îți copiază de tablă, te duci la meditație și meditatorul zictează tot așa. Și ai zis, mi-am dat banul, că ai făcut treaba. Eu trebuie să știu acum. Nu, nu știi nimic. Aici e treaba mare. Așa încât. Pentru că s-a vrut să fie mai mare egal decât zero. Când oare va fi mai mic egal decât zero? Deci hai să vedem ce condiții pun. Ia să vedem. Pentru funcția de gradul 2, hai să notăm partea teoretică. Da? Pentru funcția de gradul 2, câte ceas nu? 8.15. 8.15. Ești obosit frate. Hai? Am venit la pregătire, de la urmă. Păi, da, urmă, ai început să pleci și pe asta. Deci, hai să zicem așa. Delta. E funcția F de X. Da, mai este plus B de X. Plus C. Funcția de gradul plăru, da? F de X e la X, dar de X plus C cu E. De fiind pe E. Cu valori mine. F de X e mai mare ca de zero. Adică ei care îi obții sunt pozitivi. Dacă și numai dacă, am văzut împreună, delta este mai mic egal ca zero și au cu un x pătrat pozitiv. Asta dacă știi, te apoi trebuie de lucru. Dacă nu știi, însă trebuie înțeles. Mă, ca să fie pus peste tot, înseamnă să mă rădăcin. Să mă rădăcin delta negativ. Ca să nu-i trec acolo. Și au să fie pozitiv ca să pot să rulă peste tot. F de X, poate să facă F de X, strict mai mare ca zero. Dacă și mai mare, care trebuie peste tot plus, 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 strict plus, să nu fie delta decât negativ tot timpul, deja strict negativ și au pozitiv. Deci, când ai și cu egal, la delta linie, egal cu zero, mai mic egal. Dacă este strict, delta strict negativ. Hai să vedem F de X să fie mai mic egal de zero. Oricare ar fi X, oricare ar fi X, da? Da, în contextul ăsta să dăm. Oricare ar fi X, da? Hai să spui plus peste tot sau minus peste tot. Oricare ar fi X, da? Când se întâmplă, da? Și mai dacă un minus peste tot, delta, tot așa, să n-am rădăcini, delta să fie mai mic, egal decât zero, și au un negativ. Adică semnul e alt, spui peste tot. Și dacă ți-ar fi celul de zis, să fie strict mai mic ca zero, oricare ar fi spre alt, asta ar fi dacă și mai dacă, delta strict negativ, și au negativ. Iată, dragilor, lucrurile concrete făcute aici la subiectul acesta în care am abordat doar câte chestii am abordat. Doar două din subiectul întâi. A fost acel cu progresii, unde am discutat despre progresia aritmetică, progresie geometrică. Am văzut formule care sunt necesare la atât la progresia aritmetică și la progresie geometrică. Am văzut câteva aplicații acolo, cum am dat și sumă și nu știu ce. După care mi-ai pus să ieșiți următorul acela, nu? Da, să fie, să-ți găsească el, așa încât să fie mai mare egal decât zero, oricare ar fi X real. Indiferent ce X real. Aici este miezul problemei.
Adică oricare înseamnă un calculatus de e plus, e minus. Asta înseamnă delta totdeauna mai mic decât 0 peste tot. Și egal dacă am aici și egal. Altfel, delta stii negativ. Ca noutăți, ce ai înțeles tu din discuția asta de partea? Când e delta mai mic ca 0, semnul e același pe totul. Nu avem cum să punem alternativa, da. Să nu obții Y și negativ și pozitiv, pentru că și semnul e tot grăbăcăvă la ceva, grăbăcăvă la ceva altul. Eu cred că e înțeles așa. Cum se rezolvă în ecuație de gradul 2? Foarte important. Să atașează ecuația. Găsești rădăcini. Dacă sunt. Dacă nu sunt, dacă delta e negativ, nu mai e. Deci, foarte importantă chestie de rezolvare în ecuația de gradul 2. Poate să te ajute la ceva asta. Sigur că ți ajută. O să discutăm neapărat ce te ajută. Cum se rezolvă în ecuația de gradul 2? Atașăm, găsim rădăcini, dacă sunt, le trecem în tabel, dacă nu sunt, nu le trecem. Faci semnul acolo și citești din tabelul cum vreau. Vreau să fie cu plus, rezolvi-o la plus. Dacă fie cu minus, ne trecem la cea cu minus. Ca să pui peste tot plus sau minus, delta trebuie să fie negativ. Nu mai e rădăcini. Ori acum am întors la edificiul ăla, fi fixat aceste puncte, foarte important. Situații care sunt într-un caz fiind mai mare, ca zero peste tot, string mai mare, mai mic, și strict mai mic, delta, cel care jonglează și cu apă. Dacă vrei mai mic, să fie minus peste tot, au și el să leagă să fie negativ. Că s-ar putea ca, îndată, coeficientul lui X pătrat să fie ceva în mână. Atunci am de rezolvat un sistem de inecuații. Și sistemul de inecuații este mai interesant de rezolvat. O să vedem îndată. Te uiți la ceasă, că ai stat așa, te grăbești, nu mai poți să... La cât ai? 20, la 9, 9 și ceva. Da? Da. De ce nu? Bun. În clipa asta, vreau să îți mă arăt la ce este bun acest lucru. De ce trebuie să știi să rezolvi ecuații? Deci nu ne departăm de problemă, pentru că iată ce lucru important vreau să-ți arăt. Matematica este foarte simplă, la îndemână, dacă știi cursul, dacă înțelegi firul roșu. Dacă însă ai multe culori, n-ai nicio șansă de a vezi. Vezi? Trebuie să ai stopat aceste lucruri din urmă ca să poți să faci ceva. Cum ți-am spus, în momentul în care înțelegi ceva, încerci să te zbat pe orizontală, pentru a avea șansa să reacționezi pozitiv într-o altă situație asemănătoare. Iată, dacă îți dau funcția următoare, f de x. F de x. Egal cu radical. Din x pătrat minus 4x plus 3. Cu f definit de f, aici e problema. Nu știu ce să spun. Eu nu știu. Văd că e funcția radicală. De ori din pare. Ce se întâmplă cu radicalul de ori din pare? Când o ridici la pătrat, dispare. Dar dispare în modul... Bine, dar aici, în momentul de față, no. Radical dintr-un număr negativ există? Nu. No. Deci, nu știu cum să mai scriu. Deci acolo trebuie să fie mai mare ca... Mai mare deci, dacă radicalul din număr din 2, de la din 4, de la din 6, expresia de sub radical... Mai mare sau mai mare. Iată că eu nu știam ce să fac aici. Eu, de fiind, trebuie... Nu știam domeniul definiției. Deci aflăm domeniul de definiție. Suntem puși în situația de a stabili domeniul. Și pentru asta zicem x pătrat. Există, hai să zicem așa, există radicalul
de x pătrat minus 4x plus 3. Dacă și numai dacă x pătrat minus 4x plus 3 este mai mare egal cu 0. Deci x radical de x pătrat minus 4x, dar și mai x pătrat minus 4x plus 3 mai mare egal cu 0. E bine. Ce facem? Atașăm ecuația. Deci rezultă și x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 0. Da? Deci atașăm ecuația. Și găsim rădăcirile. Facem delta egal cu b pătrat minus 4ac. Delta egal cu 16 minus 4. Delta e 12. Minus 12. Delta egal cu 4. Rezultă radical de delta egal cu 2. X1 egal cu minus b minus radical de delta supra 2a egal cu 4 minus 2 supra 2 egal cu 2 pe 2 care e 1 și x2 egal cu minus b plus radical de delta supra 2a și egal cu 4 plus 2 supra 2 și egal cu 6 pe 2 care e 3. 1 și 3. 1 și 3. Ar fi trebuit să observ de dată. Ce numere a adunat de fapt? Ce numere a adunat de fapt? 1 și 3. 1 și 3. Asta doresc pe ceea ce sunt în jurul de dinamite, dacă ai pastă să se rezeze de la mine. Deci, x1 egal cu cât ai zis? Cu 3. Da. Și x2 egal cu 1. Da? Sau 1 și 3. Da, 3 și 1. Da, 1 și 3. Fac contrabel de valoare. Reacția semnului pentru x pătrat minus 4x plus 3. Deci x și y pătrat minus 4x plus 3. Da. Și x pătrat plus 4x plus 3. Plus 3. Se anulează, adică au ca imagini pe 0. În 1 și 3. În 1 și 3 au ca imagini pe 0. Deci dacă lucrești pe x cu 1, imaginea este 0. Dacă lucrești cu 3, imaginea este 0. Și atunci, pentru a ști semnul, pe, în felul ăsta, intervalul de la minus infinit la plus infinit, e ruptă minus infinit 1. 1, 3, 3 plus infinit. Și e un x de aici, până la urmă. Care aș fi x la minus infinit la 1? Din zona, din intervalul minus 2. Minus 2. Bun. Sau se iau ce mai comandă. Da. Și vine 0. 0.